Slăvit să fie Domnul! Amin. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură, cei care o avem adusă la casa Domnului, care nu ascultăm și urmărim. Cartea Vechiului Testament, Eclesiastul, capitolul 2, versetele 1 la 2 și apoi versetul 9. Eclesiastul, capitolul 2, versetul 1 și 2. Am zis inimii mele, haide! Vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Și versetul 9. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar și înțelepciunea. Amin. Frate și sorori, mă bucur să fiu din nou în casa Domnului, cu părere de rău, cum spunea fratele Ilie, pentru ultima duminică, dacă Dumnezeu binecuvântă planurile noastre, că mâine să ne întoarcem acasă. Nu de mult, parcă fratele Ilie spunea că bine ai venit acasă, 2 luni jumate în urmă, acum bine te duci acasă, într-un fel. Totdeauna este bine ca să fim acasă. Noi, pe undeva, împreună cu soția, ne-am legat și sper că este reciproc de Biserica Golgota. Totdeauna aici ne-am simțit bine, a fost o binecuvântare în biserică. Pentru că când mergi undeva pentru un timp mai lung, este așa de important că să ai și o biserică unde să te simți bine. Când spun bine, mă refer la cuvintele și la lucrul într-adevăr, care e bine, acest cuvânt cu toată greutatea lui. Dar timpul trece așa de repede și am așa niște sentimente împărțite. Într-un fel mă bucur că mergem acasă, acolo este parte familiei, sunt cei doi băieți. În același timp, parcă n-aș vrea să vă las. 2 luni zburat așa de repede, aș fi vrut să fiu mai mult în biserică, am și călătorit suficient, zic eu. Dumnezeu ne-a binecuvântat până aici și în continuare vreau ca să am un mesaj care să vină din partea Domnului pentru noi toți în dimineața aceasta, inclusiv pentru acel care îl spune. Un mesaj care vreau să vină din partea lui Dumnezeu, pentru că citim și citesc dintr-o carte care e cuvântul infailibil, neschimbător. Cuvântul acesta care are putere, care a fost inspirat de Dumnezeu, care ne-a fost lăsat nouă oamenilor. Acest cuvânt al Evangheliei care spune Sfânta Scriptură, potrivit cu ceea ce spune ea, căci Evanghelia are putere. Și vrem ca puterea Evangheliei în continuare, în dimineața aceasta și în după masă, dacă Dumnezeu ne va binecuvânta, să aibă putere de convingere, de transformare, de schimbare, de modelare a vieților noastre și Dumnezeu să facă aceasta. Am citit aceste versete din Eclesiastul, de fapt am luat doar 2-3 din ele, pentru că și timpul care l-am și cartea Eclesiastului cât de bogată și frumoasă este și mai sunt conștient că nu pot să spui tot într-o oră sau în jumătate de oră, dar vreau să încerc să spun câteva lucruri care să fie clare, folositoare și apoi să le putem trăi în viața noastră. Am citit din această carte din Eclesiastul și așa cum cunoaștem cu toții, căci cartea Eclesiastul a scris-o unul din oamenii cunoscuți, oamenii cu vază, care a rămas în istoria vremurilor noastre cu numele de Solomon. Și așa cum știm că Solomon sau Eclesiastul, această carte, această lucrare, a mai fost tradusă și numită Propovăduitorul sau, o altă traducere este, Filozoful. Pentru că îl găsim în Eclesiastul că parcă ar filozofa el cu noțiunea despre viață, despre moarte, despre filozofie. Ceea ce vedem în cartea Eclesiastului și sunt câteva lucruri, așa ca o privire generală asupra cărții, este că cartea Eclesiastului este autobiografie, adică ceea ce spune el personal despre scopul vieții, despre perioada, și vreau să specific această perioadă, când Solomon s-a depărtat de Dumnezeu.
Și dacă am luat scopul cărții, de ce a fost scris Eclesiastul? Pentru că noi citim Sfânta Scriptură și probabil că citind anumite lucruri după noi, după cei ce simțim noi în inima noastră, probabil că nu le-am fi scris. Dar le găsim acolo în Biblie. Acele 66 de cărți. Și scopul cărții a Eclesiastului este să ne arate un om în persoana lui Solomon care încearcă și se străduiește să găsească fericirea, dar fericirea fără Dumnezeu. Un om în căutare fericirii, dar o fericire fără Dumnezeu. Un alt scop al cărții Eclesiastului a fost să ne arate lucrarea unui om, din nou respectiva lui Solomon, care și-a petrecut o mare parte a vieții lui în căutări. Uitați ce spune Eclesiastul, capitolul 1, versetul 12. Sau mai bine, citim direct versetul 13, Eclesiastul 1 cu 13. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Prima parte versetului 13. El și-a pus inima să se adâncească, să cerceteze. Un al treilea scop al scrierii acestei cărți a fost că Eclesiastul a început să cerceteze și să caute, pentru că el cunoștea insuficient, adică nu cunoștea mult, destul despre eternitate. Și vreau să le recapitulez încă o dată aceste trei scopuri ca să știm de ce a scris Eclesiastul cartea. Eu sunt obișnuit să predau mai mult decât să predic și ca să putem reține mai bine, haideți să ne amintim încă o dată. Așadar, primul scop al cărții Eclesiastului a fost să ne arate un om care încearcă să găsească fericirea fără Dumnezeu. Și vreau să fac o mică paranteză aici. Dacă mai este cineva care încearcă să fie fericit fără Dumnezeu, va ieșua. Nu va putea. Va ajunge, poate, într-un fel, pe undeva, la fel, dacă nu mai rău, ca Solomon. Al doilea scop al cărții a fost să ne arate lucrarea unui om care și-a pus viața, și-a pus inima să se adâncească în căutări. Adică și-a pus inima să caute, ca să-l facem mai scurt. Și al treilea scop, care e legat de al doilea, el a căutat pentru că și-a dat seama că își cunoaște insuficient, destul de puțin privitor la eternitate, privitor la veșnicie. Câteva din scopurile, trei, pentru care Eclesiastul, pentru care Solomon a scris cartea Eclesiastului. Și cineva, un om, care pentru unii e cunoscut, familia Dostoievski, el spunea în una din scrierile lui privitor la Solomon și la scrierea lui a acestei cărți, spunea în felul următor: această scriere este spovedania unui suflet zbuciumat. Nu, niște cuvinte mai vechi, nu știu dacă generația tânără le înțelege, spovedanie, adică când mărturisești tu cum a fost. Nu, e un cuvânt mai vechi chiar și pentru mine, poate câteodată, care s-au folosit mai, poate într-un mediu mai ortodox. Spovedanie probabil că ar fi mai cunoscut. Adică un om care mărturisește că a avut o viață și un suflet zbuciumat. După această introducere, vreau să spun și titlul despre care vreau ca să predic, am lăsat puțin mai după. Titlul predicii este simplu și are și semnul întrebării la urmă, adică interrogativ. Cu toate că știința aceasta care se ocupă de pregătirea mesajelor biblice nu prea recomandă titluri interrogative, dar ca să ne facă să ne gândim la această predică, acest subiect am numit simplu: care este sensul vieții? Sau dacă ar fi să-l punem afirmativ, am scoate puțin și am numit sensul vieții. Și haideți să-l aflăm care este el. Citind această carte, noi descoperim multe lucruri frumoase.
descoperim multe adevăruri care le luăm pentru viața noastră și în același timp avem și anumite semne de întrebare. Vreau ca să punctez doar două mari adevăruri legate din această carte, intrând în predică. Ele sunt mai multe. Două mari adevăruri. Unu, privitor de ceea ce spunea Solomon, și dacă ne vom uita la tot capitolul 2, pentru că dacă ar fi fost după mine, aproape că aș trebui să-l citesc pe tot, dar la tot ceea ce spune capitolul 2, primul adevăr este următorul. Plăcerile trupului niciodată nu satură sufletul. Vreau să fim atenți, vreau ca să ne concentrăm, nu pentru că predic eu, dar pentru că vorbește cuvântul Domnului. Plăcerile trupului niciodată nu vor sătura sufletul. Al doilea adevăr, legat de tot ceea ce găsim în capitolul 2, este următorul. Ne este foame pentru că există mâncare. Ne este sete pentru că există apă. Avem dorința după eternitate. Știți de ce? Pentru că există. Dacă n-ar exista eternitate, n-am avea dorință. Dacă n-ar exista mâncare, probabil că n-am vrea să mâncăm. Dacă n-ar fi apă, nu ne-ar fi sete. Dar noi vrem să mâncăm, nouă ne este sete de apă, noi avem dorul de veșnicie, de eternitate, pentru că ea există. Și dacă veți întreba, dacă veți discuta cu anumiți oameni ce au realizat ei frumos în viața noastră, probabil că acei care sunt sinceri suficient ar spune că n-au putut aproape nimic să realizeze și doar așteaptă, dacă sunt pocăiți, să-ți meargă acasă, să se întâlnească cu Domnul. Haideți să vedem care este sensul vieții și aceasta las pentru urmă. Asta, de fapt, doar e o introducere pentru următoarea predică când voi veni, care este sensul vieții. Dar ceea ce vreau ca să ne axăm mai mult, să vedem ce nu este sensul vieții. Pentru că știți că anumite lucruri noi să le putem vedea mai bine, îi recomandat ca să le putem vedea prin comparație. Atunci când un băiat vrea să se căsătorească, duminica viitoare va fi nuntă la Biserica Golgota și îmi pare rău că nu voi fi. Dar când un băiat vrea să se căsătorească, indiferent cine-i, Andrei sau altul, de obicei, el caută și compară, bineînțeles, cu călăuzirea Domnului, așa cum spune Scriptura, în domeniile cât Scriptura ne lasă, compară din mai multe fete. Și probabil că fratele Andrei, nu știu pe unde-i, îmi va da dreptate. Probabil, una, două, se uite, una e mai înaltă, alta e mai mică de statură, una e mai, eu știu, mai cu ochii căprui, alta cu ochii negri și compară. Atunci când vrei să-ți cumperi o mașină, probabil că nu mergi la un dealer și nu știu dacă este așa dealer să aibă o singură mașină. Să mergi acolo să spui, dacă e una, atunci o iau pe asta. De obicei, mergi și compari. Alb, negru, sur deschis, albastru și tot așa mai departe. La fel ca să putem vedea ce nu este sensul vieții, de asta am spus din tâi că doar foarte puțin voi spune ce este pentru data viitoare, dar ne vom axa în special pe ce nu este sensul vieții. Acei care citiți Scriptura și o citiți chiar de la prima pagină, undeva, a câtea pagină, în comentariile lui Daniel Brânzei, Nicolae Iorga spunea în felul următor, căci taina existenței umane nu este în a trăi. Și acolo e pus punct și virgulă, sau virgulă cel puțin, dar în a cunoaște pentru ce trăiești. Nu doar să trăiești pur și simplu, trăiești că nu mori. Dar să cunoști pentru ce trăiești, adică să faci un scop din viața ta. Să ai un scop bine stabilit și niciodată să nu te abazi de la el. Și noi trăim pentru că scopul nostru este împărăția lui Dumnezeu. Noi trăim pentru că vrem să fim plăcuți Domnului. Noi trăim pentru că Dumnezeu a instituit biserica lui. Noi suntem parte acestei biserici și vrem ca să ne încadrăm în tot ceea ce Dumnezeu a lăsat
în Sfânta Scriptură și Domnul să ne ajute. Pentru cei care trăiesc și iau viața nu ușor, trăiesc cu nebăgare de seamă, cum spune Scriptura, trăiesc părându-le că viața e doar așa o călătorie care nu se termină niciodată. Vreau să vă dau o veste și o veste rea. Și rea nu-i destul de mult spus, o veste extrem de rea. Cea mai rea veste. Într-o zi veți muri. Este altă veste mai rea? Eu nu cunosc. Dacă ești bolnav, ai șansa să te faci sănătos. Dacă ai mers la spital, posibil poți să te întorci acasă, dar dacă mori, nu mai poți să faci nimic. Ți-ai pecetluit viitorul. Și mai mult decât vestea aceasta, vreau să vă mai spun ceva. Că vei fi îngropat. Te vor plânge cei dragi. Vor spune despre tine după un timp că ai fost o persoană bună. Toate trăsăturile de caracter care le-ai avut apoi vei fi pomenit mai rar. Și în final vei fi uitat. Vreau să vă întreb. Cui, pe cine îl aranjează destinul acesta? Aranjează pe cineva? Adică îi mulțumi cineva cu asta să trăiască fără niciun scop, să moară, să fie îngropat, să fie plâns și apoi să fie uitat. Și în final, când va sta în fața lui Dumnezeu să spună du-te de la mine că nu te cunosc. Ar vrea cineva? Eu cred că n-ar vrea nimeni. Cu părere de rău, sunt unii care trăiesc în felul acesta. Mai discutam cu frații care am relaționat mai mult în ultimele luni și spuneam că biserica noastră din Corjuț a fost zguduită de mai multe încercări. Am avut în ultima lună, să nu spun poate 3 săptămâni, 4 accidente cu implicare din biserică. 2 au fost mortale. A murit un tânăr de 18 ani, a murit un tânăr de 15 ani, la o diferență foarte scurtă de timp. 2 s-au terminat cu mergerea prin reanimare și după câte știu, cel puțin o persoană e acasă, nu știu exact cealaltă. Vedeți cât de dură e viața? Și vreau să vă spun că persoanele acestea nu sunt deloc în vârstă. 18 ani, 18 ani, 15 și iar 15. 18 și 15 au murit, un alt 18 și un alt 15 sunt în viață. Nu e așa că viața e dură? Când ți se pare că toate lucrurile le ai înainte, când ți s-ar părea la 18 ani că totul e roz în față, să mori. Eu cred că nu. Când spui cuiva asta, nu prea îl mulțumește pe nimeni. Haideți să vedem, haideți să trecem 2 lucruri, doar pentru că mai mult nu-mi permite timpul, să vedem ce nu este viața. Versetul 1 și 2, care l-am citit, nu-l recitez, doar privim la ele, dar scoțând de aici ce nu este viața, și anume, viața nu este distracție. Pentru că așa spunea Solomon, el a zis inimii lui, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Și apoi tot el parcă concluzionează și spune, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Și apoi el continuă în versetul 2. Deci viața nu este distracție. Mulți au această falsă părere că a trăi înseamnă ca permanent să te simți bine. Totdeauna să te simți plăcut, totdeauna ca bogatul nemilostiv să duci o viață plină de veselie și strălucire. Haideți să citim un verset sau 2 din 1 Petru, capitolul 4, versetele 3 la 5. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voie neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții,
în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bărjocoresc, dar au să dea socoteală înainte celui ce este gata să judece vii și morții. Uitați-vă cum este distracția lumii, ceea ce spune Biblia. Încă o dată spunea și parcă vroia Apostolul Petru să tragă o linie acolo și spunea el, ajunge, că nu mai continuați. Odată ce l-ați cunoscut pe Domnul, nu mai trăiți în, uitați-vă în ce, în desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujiri idolești. Vedeți care-i scopul vieții pentru unii oameni? Să trăiască în tot felul de aceste patimi, robii, care le spune Sfânta Scriptură. Și Petru spunea, îi suficient, nu mai trebuiește. Odată ce l-ați cunoscut pe Domnul, odată ce ați devenit o persoană nouă, nu mai trăiți ca ei. Uitați-vă care ar trebui să fie atitudinea noastră. Din nou prin comparație. Cum trăiește lumea și care ar trebui să fie atitudinea noastră. Romani, capitolul 13, versetele 11 la 14. Romani 13, 11 la 14. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de fire pământească pentru ca să-i treziți poftele. Vedeți care trebuie să fie atitudinea noastră, cum ar trebui să fim noi. Și spunea să trăim frumos, ca în timpul zilei, așa de frumos, parcă într-un mod chiar poetic, scrie Apostolul Pavel, nu în chefuri și în beții și continuă el, cum trebuie să fim? Haideți să mai citim o referință vechi testamentală de data aceasta, Psalmul 101 și versetul 3. Spune așa, luăm chiar de la versetul 2. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Și versetul 4. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Vedeți atitudinea psalmistului care era și spunea el într-un mod categoric, nu mai era poate că, poate nu știu cum, dar spunea el, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Și dacă am recapitulat, am pune împreună ceea ce am vorbit până acum, vedeți sensul vieții, nu-l dă distracția, nu-l dă plăcerea. Ceea ce ne place nouă, ceea ce noi am simțit uneori că trebuie să facem și doar că trupul acesta ne-ar îndemna la anumite lucruri care nu sunt biblice. Dumnezeu, de fapt, nu este împotriva lucrurilor frumoase. Să nu gândească cineva că odată pocăit, ți-ai închis viața, nu mai știi cum să trăiești, nu mai știi ce e frumos. Dumnezeu nu este împotriva frumosului. Din contră, Dumnezeu este autorul frumosului. Dacă ne uităm seara, când îi înstela cerul și privim la tot universul acesta, cât putem noi să vedem? Nu e așa că e frumos? Dacă, știu, suntem urcați într-un avion și avionul zboară în aer și ne uităm, nu, cât de frumos e ceea ce vedem noi, știu, o mică părticică din ceea ce putem să realizăm, ne dăm seama că lui Dumnezeu i-a plăcut frumosul. Dar frumosul în sensul adevărat al cuvântului,
El nu este împotriva lucrurilor frumoase. Nu este împotriva realizărilor noastre. Nu este împotriva ca noi să ne bucurăm în modul, știu, la propriu de lucrurile care sunt frumoase. Dar ceea ce este Dumnezeu împotrivă, El este împotriva lucrurilor, împotriva plăcerilor care ne nenorocesc și sufletul și trupul. Dumnezeu este împotriva lucrurilor care ne nenorocesc și trupul și sufletul. Aveam odată la noi, spun aveam odată cu o nume, avem doi oameni de aceeași vârstă, unul pocăit, altul nepocăit. Când te uitai la ei, gândeai că unul are cel puțin cu 20 de ani mai mult ca celălalt. Știți care era problema? Și-a nenorocit trupul. Și dacă ar fi fost numai trupul. Dar ceea ce vede omul? Dormit în șanțuri, în frig, ajuns acasă dimineața, mai nu știu când, dormit lângă ușă pentru că nevasta nu i-a dat drumul. Îți nenorocești și sufletul și trupul. Deci așa, dar primul lucru, viața și sensul vieții nu este în distracție. Și poate veți pune întrebarea, până unde se poate de mers? Unei hotarul, distracție și mai departe nu se poate. Ceea ce vreau să spun, pentru că aceasta ar fi un subiect mult mai lung de predică, este că dacă îl căutăm sincer pe Dumnezeu, dacă avem Duhul lui Dumnezeu în noi, cu siguranță că Dumnezeu ne va direcționa, Dumnezeu ne va călăuzi. Pentru că observați în Sfânta Scriptură, de multe ori nu ne dă anumite reguli, dar ne dă anumite principii. Dacă citim despre îmbrăcăminte, nu spune cât de lungă, cât de scurtă, cât de strânsă, cât de largă să fie. Dar știți cum spune? Cu rușine și sfială. E un principiu. Nu ne spune, eu știu, mici amănunte. La fel, sunt principii care trebuie să le luăm în calcul. Când ține de până unde se poate de mers, până unde nu se poate de mers. Și așa cum ne învăța odinioară, când eram mai tânăr, frații mai în vârstă, nu te du nici unde n-ai vrea să fii găsit dacă va veni Domnul. Sau nu te du nicăieri unde Domnul n-ar putea să meargă împreună cu tine. Primul lucru, viața nu este distracție. Haideți să mergem la lucrul numărul 2. Ce nu este viața? 2. Potrivit cu versetul 9 din Eclesiastul, viața nu este celebritate. Celebritate înseamnă să fii cunoscut. Și acolo Solomon spunea că am ajuns mare, mai mare decât toți care au fost înaintea mea la Ierusalim. Viața nu este doar să fii cunoscut, să ai un nume. Observați persoanele cunoscute, eu știu, ființele cunoscute, să nu spun altfel. Oamenii încearcă să-i copie, încearcă să fie ca ei, încearcă să meargă ca ei, să aibă frezura ca și ei, să fie îmbrăcați ca și ei, încearcă să fie buni copiatori. Deci Scriptura nu ne spune despre noi că noi, trăind în lumea asta, vom fi celebri, vom fi stele de cinema, vom fi artiști, vom fi, eu știu, buni, nu știu ce, buni sportivi și toți oamenii vor privi la noi. Din contra, Sfânta Scriptură încurajează smerenia, încurajează decența, încurajează lucrurile smerite. Știți despre Ilie Tijbitul, atunci când citim, spune acolo că Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galadului. Nu era nu știu cine, era unul din locuitori. Dar cei ce privim la Solomon și vedem că cel a ajuns un om celebr, un om mare, a fost până la urmă împărat. El a ajuns mare, a ajuns mai mare decât toți cei ce erau înainte lui. Și haideți să luăm un exemplu negativ, apoi terminăm cu două pozitive, privitor la statutul acesta de stea de cinema, la statutul de celebritate. Primul exemplu care vreau ca să luăm, exemplul lui Solomon, exemplul lui Absalom, mă iertați. 2 Samuel, capitolul 15, eu dau doar referința pentru că nu avem timp ca să citim. 2 Samuel, capitolul 15, versetele 1 la 12, ni se vorbește cine și ce s-a întâmplat în perioada lui
Absalom. Și acolo pasajul intitulat Răscoala lui Absalom. Apoi mai departe, în 2 Samuel tot, capitolul 18, versetele 10 la 17, ni se vorbește despre moartea lui Absalom. Dar până trece și la următorul lucru, haideți să vedem cum era acest om. Pentru că nu întâmplător l-am ales ca să-l prezint. Uitați-vă cum era el. Mă refer la statutul de om celebru. 2 Samuel, capitolul 14, versetul 25. Vreau ca cei tineri să fie atenți. Acei care stau, eu știu, ori în fața oglinzii și un fir de păr nu le stă cum trebuie. Haideți să fie atenți să vedem că în afară de ei mai era cineva frumos în istorie. Uitați-vă ce spune. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Nu era om. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. Frumusețea desăvârșită. Nu era om în tot Israelul. Priveai la el și probabil nu mai puteai să te saturi de admirat. Cât de frumos, vă închipuiți dacă trăia Absalom astăzi. Era probabil modelul de urmat pentru generația tânără. Toți vreau să fie ca el. Dar cei ce vedem că nici chiar statutul de celebritate, adică statutul de om vestit, de om frumos, de fiul împăratului, nu l-a păzit, dacă n-a vrut el, de răscoală, și apoi, într-un final, să moară, și găsim aceasta, așa cum spuneam, 2 Samuel 18, 10 la 17, și în final, cel mai trist lucru, al treilea privitor la Absalom, eu l-am intitulat un tată în durere. Uitați ce spune 2 Samuel, capitolul 19, versetul 4. Am fi citit mai mult din lipsă de timp, deja timpul meu a trecut. Uitați ce spune. Împăratul își acoperise fața și striga în gura mare: Fiul meu, Absalom! Absalom! Fiul meu! Fiul meu! Răscoală, moarte și un tată în durere. Vedeți unde a adus celebritatea? Să fii cunoscut, să fii vestit, să te cunoască toți, dacă nu veghezi. Nu-i rău să fii frumos, nu-i greșit să nu mă înțeleagă nimeni. Dar dacă nu ești cum te vrea Domnul, dacă nu urmezi parametrii Scripturii, ai șansa să mergi pe urmele lui Solomon. Și cei ce mă doare mult, fiind și eu tată, atunci când David a aflat că a murit, cu toate că a dat porunca să nu-l omoare, era băiatul lui, era feciorul lui, cum putea să-l doară mai mult? Și când a aflat că a murit, mi-o spune, parcă, eu știu, cuvintele amare și starea în care se afla David, pentru că el spunea că și-a acoperise fața și striga în gura mare. Îl striga pe Absalom, dar Absalom nu mai era în viață. Celebritate, vedeți, sensul vieții nu este doar să te distrezi, să ai fan. Uneori mi se pare că noi acordăm mai multă importanță fanului decât binecuvântărilor Domnului. Sensul vieții nu-i doar să fii celebru, să te cunoască lumea și atâta tot. Pentru că îl vedem exemplul lui Absalom, cel mai frumos din tot Israelul, a ajuns ca să-și lase un tată în durere, în lacrimi, în suferință, să nu mai fie mângâiat niciodată pentru că fiul lui a murit. Vrea cineva astfel de celebritate? Cu siguranță că nimeni. Haideți să vedem partea pozitivă. Eu niciodată nu sunt de acord să merg doar cu negativul, cu partea rea, dar până la urmă Scriptura o prezintă, noi nu putem să tăcem, dar în același timp să fim echilibrați, să prezentăm și partea pozitivă. Haideți să vedem ce face un om când încearcă să îi se acorde celebritatea. Faptele Apostolilor, capitolul 14, și citim doar versetul 14 și 15. Merge vorba despre Pavel și Barnaba când vindecă un olog în Listra. Și oamenii au încercat să-i facă celebri, i-au numit și au crezut că ei sunt zei. Și dacă eram unii dintre noi, probabil că ne gândeam, chiar că suntem,
frumoși ca nimeni, mai puțin, frumoși ca noi, mai puțin, înnăscuți pentru a fi ce suntem. Dar uitați-vă ce spun Pavel și Barnaba și uitați-vă cuvintele care le folosește în traducere Cornelescu atunci când traduce Scriptura, apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, starea unui om smerit, au sărit în mijlocul norodului și au strigat oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele și continuă acolo mai departe, eu nu mai merg. Vedeți ce face un om care vrea să rămână smerit, care nu se avântă spre o celebritate nesăbuită. El spune, noi nu suntem zei, cum credeți voi. Noi nu suntem veniți de pe alte meridiane. Noi suntem oameni muritori, dar dacă s-a întâmplat vindecarea, atunci nu noi, dar Domnul a făcut, mărit să fie El. Un om care a știut să rămână la locul lui, spunem noi. Și ce mare diferență între Absalom, care s-a crezut mare, fiul de împărat, și a terminat tragic. Un alt exemplu, doar îl spun, este exemplul Domnului Iisus. Când ni se spune în Luca, capitolul 19, versetele 29 la 33, când trimite ucenicii să-i aducă pentru a intra în Ierusalim nu un cal, dar mânzul unei măgărițe, Domnul nostru venit din ceruri, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, El alege să intre în Ierusalim, nu ca un împărat roman celebru, dar într-o stare smerită. Sensul veții nu este distracția. Sensul vieții nu este a fi celebru, a fi cunoscut. Dar uitați-vă, introducerea pentru predica de data viitoare, uitați-vă care este sensul vieții. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11, spune niște lucruri frumoase, foarte frumoase. Apocalipsa 4, cu 11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci ai făcut toate lucrurile, și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Vedeți care e sensul vieții noastre? Este că să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e singurul care e vrednic și așa spunea El. Și spunea frumos Ioan, exilat pe insula Patmos, având revelație dumnezeiască direct de la Domnul. El citesc încă o dată, vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea. Căci ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Dumnezeu e vrednic să primească slava. Vă întreb, de la cine? De la noi. Dacă noi nu-i o dăm, pățim ca împăratul Irod posibil, când au strigat oamenii, glas de Dumnezeu, nu de om. Vedeți, unul din scopurile veții este ca noi să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și vreau ca să închei cu niște întrebări retorice. În viața de toate zilele, la lucru unde ești, împlinești Apocalipsa 4 cu 11, îl glorifici pe Dumnezeu prin purtarea ta, prin atitudinea ta, prin îmbrăcămintea ta, prin vorbele tale. La școală, știu, pe drum, oriunde n-ai fi, indiferent unde te duce viața, îl glorifici pe Dumnezeu. Și vreau să spun, că dacă nu-L glorifici pe Dumnezeu, n-ai ajuns la adevăratul sens al vieții. Te mulțumești undeva într-o mediocritate când să fii și cu Dumnezeu și cu lumea. Și cel mai greu lucru și cel mai trist, că nu poți să le împaci niciodată, Dumnezeu și lumea. Ori cu lumea, ori cu Dumnezeu. Vreau ca Domnul să ne ajute să putem înțelege că viața, repet încă o dată, nu este distracție. Viața nu este popularitate, celebritate, ci scopul vieții este să-L glorifici, să-L lauzi pe Dumnezeu și Domnul să ne ajute și El să ne binecuvinteze. Amin. Vreau că în încheiere de la încheiere, să prezint câteva poze cu lucrarea școlii biblice care data trecută eu am spus în 2015, care ați fost aici și care țineți minte, uitați-vă, așa arăta poza din stânga, așa arăta prima dată când am început. Vedeți că acolo de la început.
Așa arată acum. Următoarele poze care sunt, așa arăta în 2015 când am fost aici. Dacă țineți minte, septembrie, octombrie, pentru o lună jumătate, pentru 5 săptămâni, de fapt, am fost aici. Vedeți diferența care a fost. Cu banii care i-ați dat, cei ce au mai dat și alții. Și nu vreau să vă laud, vreau să spun că ați fost o binecuvântare pentru noi. Vedeți diferența, nu? Pozele vorbesc de la sine. Mai sunt acolo câteva poze care în diferite unghiuri arată clădirea, cum era și cum este. Doar să meargă poze până la sfârșit. Sala de mese, înăuntru școlii, deja o parte din studenți, undeva eram în clasă, am făcut o poză la o absolvire care am avut-o 2 ani în urmă. Și studenții la frecvență și fără frecvență care am avut, care au absolvit anul acesta. Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim parte a acestei lucrări. Eu nu vreau să vă spun că noi suntem așa de buni. Noi mergem înainte fără probleme, nu ne confruntăm cu nimic. Toate lucrurile merg foarte bine. Avem probleme, avem încercări, dar lucrarea Domnului continuă. Anul acesta, care am terminat, au terminat 38 de studenți. Au putut ca să termine școala biblică și dorul nostru cel mai mare pentru ei este ca ei să fie implicați în lucrare. Plantarea noi biserici, evangelizare, să scoată cât mai mulți oameni la adevăratul sens al vieții. Să trăiască pentru Dumnezeu, să-L glorifice pe Dumnezeu. Eu vă spun aceasta nu că am venit să vă cer bani, departe de mine gândul acesta. Deci noi întâlnim și vreau să spun foarte sincer, n-ar fi păcat să nu fiu sincer. Unii ne spun că ați venit să cerșiți bani, dar de unde? Noi toți suntem în partea aceleși familii. Deci una din metaforele pentru biserică e familia. Vreau să vă întreb, vă dor pentru toți membrii din familie, nu pentru unul sau doi? Părinții care au copii, vă dor pentru toți copiii, nu pentru unul? Spui, acesta să nu cadă jos, să nu se accidenteze, celălalt nu-mi pasă. Noi suntem partea aceleși familii. Eu cred că vă pasă de lucrarea de acolo. Pentru că nu e lucrarea mea. Eu am fost pus acolo pentru un timp, din 2002 și deocamdată până acum, nu știu mai departe. Dar închipuiți-vă ce minunat va fi în Împărăția lui Dumnezeu când ne vom întâlni acolo. Gândim noi, nu știm cât de corezi până la urmă suntem, dar până la urmă sensul e acesta. Să ne bucurăm să vedem cineva care prin banul care l-am dat a putut să meargă undeva, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în Rusia, și să scoată la mântuire pe un suflet care mergea la pierzare. Care e cel mai frumos lucru decât acesta? Dacă veți avea inimă deschisă, nu ca o, că am venit să vă cer eu, ca o necesitate acestei lucrări, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să vă binecuvânteze copiii, ca să crească mari, să-L slujească pe Domnul. Când vor ajunge la vârsta maturității, să aleagă, să trăiască cu adevăratul sens în inimă. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. El să rămâie cu noi. Amin.